Prețul în picaj pe piața cerealelor, cotația porumbului a fost trasă în jos, așa cum bine spuneam, încă de săptămâna trecută. Prețul grâului își continuă și el căderea. La asta au contribuit lichidările fondurilor de pe bursa din Chicago. Să vedem efectele. Cezar Gheorghe este pregătit să ni le explice. Bună dimineața și bine ne regăsim și astăzi la Agrojurnal. Vom povesti un pic despre contextul în care ne aflăm acum. Și vedem cum deja Comisia Europeană este la un pas de a prelungi acea suspendare de tarife pentru mărfurile ucrainene, precum și a menține acea suspendare a certificatului sanitar veterinar pentru mărfurile ucrainene. Nu este o noutate. Coceral, Asociația Traderilor din Europa, a propus acest lucru Comisiei Europene și este în mod clar doar o formalitate. Trebuie să știți că acest lucru va cauza, ca de obicei, afluxul mare de marfă prin România, pentru că luăm în calcul în acest moment încă un an cu fluxul ucrainene traversând România, traversând Polonia, traversând Ungaria și, bineînțeles, Bulgaria. Trebuie să știți că această prelungire a acestui coridor de solidaritate cu mărfuri care trec din Ucraina prin România va impacta fermierul român din cauza costurilor logistice, pentru că acum, ca și înainte, toată logistica va fi mutată către mărfurile ucrainene. Și deja se vede cu ochiul liber, se vede cum este o disponibilitate logistică foarte redusă, iar prețurile pentru noua campanie în ceea ce privește logistica sunt foarte, foarte ridicate. Dacă vorbim acum despre coridorul cerealelor, care este în discuții de a fi sau nu fi prelungit în perioada următoare, trebuie să știți un lucru, căci dacă nu se prelungește, tot pe noi ne impactează aici în România, pentru că toate mărfurile vor tranzita prin România, pe traseele deja create vom vedea o aglomerație și mai mare de produse ucrainene. Și vizualizăm la frontiere colți foarte mari de autocamioane ucrainene. Pe teritoriul ucrainean, firește, în unele situații sunt și de 20, poate și 25 de kilometri în așteptare efectivă spre a trece granițele către România și către Polonia. Deci, cu alte cuvinte, nu vom avea o viață facilă, trebuie să fim pregătiți și trebuie, în mod normal, să apelăm la niște mijloace de salvgardare care trebuie să vină din partea Guvernului României. În primul rând, trebuie să avem clar indicația de tranzit, nici de cum de a rămâne mărful în România. Dacă e tranzit, să fie tranzit. Suntem de acord, încă o dată spunem să ajutăm, dar să nu impactăm viața noastră de zi cu zi aici în România. Iar în al doilea rând trebuie instituită și o barieră tehnică, acel certificat sanitar veterinar care cauzează atâtea probleme din punct de vedere al calității, nu numai în România, nu numai în Polonia, dar deja a ajuns și în Uniunea Europeană. Revenind un pic în context, trebuie să vă spunem că domnul Putin s-a supărat iarăși pentru că a invocat un presupus atac la sol asupra unor sate rusești de la frontiera cu Ucraina, efectuate de soldați ucraineni, firește, și bănuim că acesta este doar un motiv de casus belli sau pricină de război spre a-și inflama un pic populația în susținerea războiului pe care îl poartă. El cumva în Consiliul de Securitate și imediat s-a văzut spike-ul, adică creșterea pe Chicago Board of Trade, cam 2,5 până la 3 dolari pe tonă pentru grâu și cam 1 dolar, 2 dolari pentru porumb. Pe piața europeană, pe Euronext, lucrurile s-au amplificat un pic mai mult, pentru că e logic, suntem în proximitatea războiului, iar grâul a câștigat până la 3-4 euro pe tonă, în indicația mai, porumbul a câștigat cam 2-2,5 euro pe tonă. Și că tot am intrat în materiile prime, să le luăm la rând. Grâul, trebuie să știți că prognoza noastră s-a adeverit. Și ce s-a întâmplat în ultimele zile nu a fost altceva decât o cauționare a prognozelor noastre pe care le-am tot evocat în multe emisiuni. Și anume că grâul va scădea. Și va scădea dramatic la un moment dat. Trebuie să înțelegeți că grâul deja a ajuns la un nivel în Porto Constanța pentru marfa recoltă veche de 260 de euro pe tonă. Și acest lucru nu este unul foarte fericit, pentru că recolta nouă care se vede la orizont este cotată în jurul valorii de 248, poate 250 de euro pe tonă. Este clar simbolul și, să spunem, linia care demarchează clar recoltele. Această închidere de lună, de secvență bursieră martie, ne transferă în mod efectiv către cotațiile recoltei noi, căci mai sunt doar 4 luni până la noua recoltă și lucrurile încep să se vadă bine de tot la orizont. În ceea ce privește porumbul,
vizualizăm și noi aceeași scădere. A fost o scădere tumultoasă pe Chicago Board of Trade, pentru că s-a închis luna martie, firește, s-a închis și pe Euronext, exact cum a spus-o. Iar porumbul nu mai staționează pe acea platformă pe care am tot evocat-o în ultimile emisiuni și pe care am prognozat-o foarte bine că nu va mai fi la dispoziție. Pentru că porumbul astăzi în portul Constanța este cotat în jurul valorii de 252, poate 255 de euro pe tonă. Semn clar că și el a urmat calea grâului. În ceea ce privește porumbul, vă mai putem spune că, într-adevăr, ceea ce s-a afișat de către National Agency for Statistical Services din Statele Unite a impactat prețul porumbului. Practic, stocuri mai mari, practic, o suprafață mai mare prognozată a fi plantată, ca așa se spune la ei, în Statele Unite, a generat această autosuficiență și o scădere la rândul lui a cotațiilor la porumb. Orzul, trebuie să știți că a rămas oarecum stabil la nivelul de 238-240 de euro pe tonă, însă markerul pentru recolta nouă s-a așezat. Printr-o vânzare de două loturi a câte 50.000 de tone efectuate de o companie românească în destinația Iordania, la un nivel ce este echivalent cu 225, maxim 227 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Deci avem marker și la orz. Recolta veche am spus-o deja și avem iarăși, uitați, după cum se vede, diferența de 15 euro, poate 17, între cele două recolte. Rapița a încasat un șoc foarte puternic, pentru simplu motiv că s-a estimat prognoza de recoltă pentru noua recoltă în Uniunea Europeană și a fost crescută cu circa 100.000 de tone. De la 19,5 milioane de tone a urcat la 19,6 milioane de tone. Deci există acoperire pentru noua recoltă. La acest lucru a contribuit, firește, și fluxul australian de marfă care vine în Europa, fluxul ucrainean care traversează în continuare și alimentează unitățile de procesare europene, ceea ce a condus la această scădere dramatică de 16 euro pe tonă în cotația Euronext. Subsecvent, recolta nouă, adică indicația Euronext august 2023, s-a aliniat și a cotației mai 2023 și prețul pentru marfa fizică ce va fi livrată în noua recoltă a ajuns la un nivel de circa 500 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța sau marfa livrată către procesatorii locali din România. Însă, mai este mult până departe, mai avem de traversat minim 2-3 luni până putem vedea clar ce se întâmplă în Australia și în Canada din punct de vedere al sămânțărilor, cu toate că azi arată nu fi nicio problemă, pentru că ei încep de-abia în aprilie, dar mai este timp suficient pentru, să zicem, anumite spike-uri în prețul rapiței, deci nu putem considera această ecuație închisă. Semințele de floarea soarelui suferă și ele de aceeași presiune în aceste zile. Pentru că uleiul ucrainean este stocat pe unde se poate stoca, inclusiv în portul Cernomorț, și nu poate ieși din țară. Navele nu vin la încărcare pentru că suferă din cauza întârzierilor generate de inspecțiile rusești de la Istanbul, iar pe celelalte căi terestre, la fel, este foarte greu să pătrundă. Pentru că, am spus mai devreme, sunt foarte multe cozi. Astfel că, subsecvent, prețurile semințelor de floarea soarelui în România suferă și ele o depreciere. Și vedem astăzi o indicație de 515, poate 520 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Iar în paritatea DAP, unități de procesare, putem vedea un 505, poate un 510 dolari pe tonă. Este o presiune de moment, este o presiune care este acumulată de foarte multă vreme și este o presiune generată, firește, și de prețul celorlalte produse pe care le-am expus mai devreme. Deci, astăzi, exact cum ne aflăm pe toate cele 5 categorii de marfă, suferim scăderi. Suferim scăderi pe care le-am vizualizat, le-am prognozat și pe care le întâmpinăm în acest moment. Fermierii români trebuie să înțeleagă un lucru în acest moment. Ne mai despart fix 4 luni de noua recoltă și ei trebuie să elibereze acel surplus de marfă pe care l-au în magazin. Este dureros pentru că prețurile nu mai sunt la nivelul lunii iunie, iulie, poate și septembrie, dar trebuie să efectueze acest lucru, pentru că altfel vor crea o presiune în plus asupra prețurilor, mărfurilor din România, rămânând cu stocuri foarte mari de grâu, rămânând cu stocuri foarte mari de rapiță și poate de semințe de floarea soarelui. Trebuie de asemenea contractat în sistemul forward, precum o spunem și o susținem întotdeauna, un minim de 2 tone la hectar pentru cereale și un minim de 1 tonă la hectar pentru oleaginoase. Acest lucru va cadența în mod clar exportul României în perioada următoare. Pentru că astăzi, când vorbim, avem o discrepanță majoră în exporturile României.
și anume, noi am exportat până în acest moment doar 2,5 milioane de tone de grâu și am avut un import de 800.000 de tone. Este o majoră discrepanță. Am importat 1,3 milioane de tone de porumb și am exportat maxim 7-800.000 de tone în tot acest răstimp. Dacă vorbim de semințe de floarea soarelui, să știți că am ajuns aproape de pragul de 700.000 de tone importate din Ucraina în România, iar la rapiță avem un import în acest moment egal cu 440, dacă nu chiar 450.000 de tone, în condiția în care exportul românesc, fără a socoti și comerțul intracomunitar la rapiță și la semințe de floarea soarelui, este în jurul valorii de 100.000 de tone pentru fiecare din aceste două produse. Cu acestea, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră pe care mi-ați acordat-o și astăzi la AgroJurnal. Vă doresc o duminică plăcută în familie și tradiționalul. Pe curând, oameni buni!